Bine v-am regăsit, prieteni, astăzi la Ola La Liga. Vorbim despre Real Madrid și despre cupluri de atacanți. Data viitoare o să vorbim și despre linii de 3, despre triple. Dar azi vorbim despre dubluri, despre cupluri. Cupluri de atacanți care au rămas așa în memoria tuturor și în istoria clubului. Ne ducem la perioada brazilianului Ronaldo, să zicem, cum să-i spunem, Gică. Grăsuțul? Nu. Nu-mi vine, nu, parcă nu, mie nu-mi place să-i spun Ronaldo să-i ăla spun așa, bun. Nu? Da, nici atât. Nu. Ronaldo el bueno. Rămâne... Eu așa-i spun ce vrei, dacă mie îmi place să-i spun Ronaldo ăla bun. Bine, mergem pe cuplul Raul Ronaldo, că au jucat împreună. Au și jucat împreună, timp, în echipa și Galacticilor. Benzema, Cristiano Ronaldo, că și ei au jucat mult împreună, au și câștigat mult împreună. Și unii au, ceilalți au câștigat câte ceva. Hai să ne aducem așa aminte despre... Să o luăm cu Benzema, Cristiano mai aproape de noi, așa. Hai să mergem la Raul și la Ronaldo, brazilianul. Andrei, Raul a debutat foarte tânăr, avea 17 ani. De la început a marcat foarte multe goluri. Nu s-a implicat atât de mult în joc. În schimb, avea o definiție în fața porții, era uluitor. Tot timpul ataca, mi-aduc aminte, bara a doua. Era foarte inteligent în joc, pentru că nu avea viteză, nu avea joc de cap, nu avea dribbling, nu avea absolut nimic, să spun, ca să-l scoată în evidență, în schimb avea gol. Deci era 7 în toate și 10 la gol. Da. Și-a marcat o epocă, să zic așa, în istoria Realului. A fost un jucător foarte iubit de public, dar foarte special. Mie, sincer, nu mi-a lăsat o impresie bună. L-ai prins pe Raul, nu? Da. L-ai prins și pe brazilian, pe Ronaldo? Nu. N-ai controlul ajutat. Ronaldo n-a ajutat. Controlul Raul n-a ajutat. Se zice despre Raul... Am văzut o statistică, acum nu mai știu dacă o fi cea corectă, că e jucătorul care dă, a dat cele mai multe goluri de rebote, spun spaniolii, din bară, din respingeri de portar, din fața porții. Oportunist, un fel de Inzaghi. Păi între el și Inzaghi, da, el are statisticile mai bune. Între el și Inzaghi se ducea și Pipo. Da, și Pipo Inzaghi, da. Asta, perechea cu... E așa cum zice, tu l-ai perceput altfel, adică în alt stil, îl aveai în fața ochilor cum ar veni. Da, era foarte inteligent. În permanență își găsea spații. El zice că a atacat la bara a doua. Mie mi-a dat gol la prima bară. Da, a venit și culmea, mi-a dat gol, mi-a luat fața fundașului la un meci pe care am jucat cu Real Madrid la Salamanca, am făcut 1-1. Deci a luat fața fundașului, mi-a dat gol cu talpa pe colțul scurt. A împins mingea cu talpa în poartă. Foarte, foarte ciudat. Și da, ce avea foarte bun, intuia foarte bine și chiar dacă era lent, pentru că avea și o alergare inestetică, alerga destul de ciudat, dar plecarea de pe loc o avea foarte bună. Și simțul căuta mingea. Iar când era în careu, sau aproape de careu, era foarte, foarte inventiv. Se făcea că pleacă într-o parte, lua mingea cu el, avea chestia asta de a ține mingea lângă cu el, crosa. Să o pună lângă el sau să făcea că trage și nu tădea niciodată la poartă, dădea la poartă de aproape, că n-avea șut, n-avea de... Dar în careu avea niște chestii incredibile, era foarte inteligent. Iar Ronaldo... Dințosul. Da. Hai să spunem așa. Hai dințosul. Nu place grăsuțul, deși dințosul îi se spune lui Ronaldinho. Dar cu Ronaldinho m-am gândit eu. Cu Ronaldinho terminăm sezonul ăsta din Ola La Liga. Ronaldo a venit la Madrid în momentul în care nu mai era în deplinătatea genunchilor. Da, forțelor fizice. Vedea după accidentare incredibil de dură. Două, a fost accidentat, după aia s-a accidentat a doua oară foarte tare, a fost operat în Franța și și-a revenit. Dar oricum, tot ce făcea la Madrid, făcea pentru că avea o calitate, nu mai avea viteza pe care o avea când era la Barcelona, de exemplu, sau la Inter, dar încă putea să facă lucruri și
avea o calitate în a termina o fază incredibilă. Deci el finaliza incredibil de bine. Tu l-ai prins pe Ronaldo și la Barça și la Real Madrid. Și la Barça l-ai prins. Nu, să ținem cont la Ronaldo iarăși că avea în spate jucători care îi dădeau niște pase. Păi nu mai îmi aduc aminte de pase pe care îi dădea Zidane și cum pleca. Și chiar și Zidane a spus că era foarte ușor să joace cu el pentru că pleca incredibil. Știa să plece la momentul oportun. Și oricum îi dădea mingea, oricum o prelua și făcea lucruri. Nu că Zidane ar fi dat mingea greșit, și dacă îi vedea mai într-un anume fel, toți făcea ceva cu ea. Cum îl percepeai tu din teren? La Madrid. Real Madrid, dacă la Real Madrid. Și la Barça. La Barça era la Barcelona era o forță. La Barcelona nu prea îl percepea. Era un peste, nu îl vedea. Nu, era un jucător incredibil. Când pleca și ca taurul sufla, era un jucător incredibil pe spații și cum știa să folosească corpul, coatele, că el tot timpul deschidea așa brațele și avea o în fața porții era uluitor. Eu l-am prins la Real Madrid spre final de carieră, venise un pic grăsuț, că a avut probleme, în afară de leziuni, el a avut probleme cu tiroidele și era un pic... Se zice că probleme cu tiroida, el a avut probleme mari cu cortizonul. El făcea un tratament era și predispus la greșeală. La greșeat, da, el era mai dolofan. Și tratamentul cu cortizon pe care îl făcea... În momentul în care tu nu te mai antrenezi într-un anume fel, acumulezi grăsimi. Da, el de la început, de când a venit la Real Madrid, mi-aduc aminte, a jucat cu Alavesi, a dat două goluri. A dat două goluri și a marcat, aproape mereu marca. A pierdut viteza, dar n-a pierdut acei 10 metri. El te omora în acei 10 metri. Vezi care... că, apropo de asta, mi-aduc aminte că era, l-au dat un reportaj la televizor între el, pentru că ei stau mai tot timpul împreună, el cu Roberto Carlos. Da. Eu m-am și întâlnit de vreo câteva ori cu ei prin Madrid, mergeam în anumite locuri și i-am văzut. Și la un antrenament i-au filmat când s-au întrecut. Pe 25-30 de metri, cam așa. Și l-a bătut pe Roberto Carlos. Pe pornire, pe demaraj. Da, demarajul atunci. Da, contează, că lui aia îi trebuia 30 de metri. Ăia 20-30 de metri, dar plecarea, el cu plecarea te omora, practic, să spun, te omora. Cu plecarea. Era foarte inteligent cu timpul pentru că nu mai pleca din spate. El stătea aproape la limita offside-ului și atunci pleca. El a fost un jucător foarte, foarte inteligent care a știut să se adapteze fotbalului mai modern care a fost atunci când a venit la Real Madrid. Dar tot așa a venit într-o epocă dificilă pentru Real, chiar dacă erau galactici, îți repet, Andrei, n-au avut așa mare succes pentru că pierdeau foarte ușor, pentru că nu erau o echipă care să se sacrifice, era o echipă obișnuită să atace, dar suferea foarte mult pe faza defensivă. Dar ca și marcator eu n-am văzut așa ceva. Hai să ne apropiem de zilele noastre. Că Benzema e în continuare și Benzema și Cristiano, despre ei s-au vorbit enorm. Nu știu, hai să găsim ceva ce nu s-a spus. Scoatem din calcul trofeele Champions League pe care le-au câștigat împreună. Cele câștigate împreună, că au câștigat împreună 4 la Real Madrid. 2014 și cele 3 cu Zidane. Nu știu, hai să ce putem spune, ceva ce nu s-a spus despre Cristiano și despre Benzema. În primul rând, eu cred că a greșit că a plecat de la Real Madrid Cristiano datorită faptului că era un timp foarte dificil și a intrat în conflict cu Florentino. El a plecat, a fost lăsat să plece și că cred că au vrut să plece. A intrat în conflict cu Florentino, Bogdan, îți spun sigur și știu și motivele, dar nu pot să banii. Nu numai banii, și altceva a fost la mijloc. Iar Benzema știu să se adapteze, să nu mai fie un servant, al doilea cel mai important jucător, să fie un lider. Aici mi-a plăcut foarte mult mie de Benzema. Benzema a trecut de acel rol secundar la un rol principal
și a demonstrat că este un fotbalist uriaș. A și câștigat balonul de aur anul trecut, sezonul trecut. Deci asta mi-a plăcut mie enorm la Benzema. Chiar dacă n-a jucat, poate i-a venit și bine faptul ăsta pozitiv pentru el că n-a jucat la echipa națională acea perioadă și s-a dedicat numai Realului. Zip tu ceva ce simți că nu s-a spus despre Cristiano și despre Benzema. Din punctul meu de vedere, Benzema e mai bun fotbalist ca Ronaldo. Chiar dacă Ronaldo are... Uite, asta nu s-a spus niciodată. Nu, no, spun eu. Păi da, ca și calități, ca și polivalență, ca tot ce poate să facă. Că n-are statisticile lui Ronaldo și da, asta e adevărat. Dar ca manieră de a juca, ca disponibilitate de a face lucruri, poate să fie și pasator. Doar că și Ronaldo are multe pase decisive date, dar nu știu de ce, mai ales în ultima perioadă, mi se pare mai dezechilibrant, mai dribla mult mai bine decât Ronaldo. Ronaldo în momentul în care și-a pierdut din, nu știu, de fapt Cristiano. Nu știu ce și-a, da, Cristiano. Nici nu știu ce și-a pierdut, că nu mi se părea viteza. Nu mi se părea că și-a pierdut atât de tare viteza. Cred că nu mai avea chef să facă asta. Să intre, să facă efort. El vrea să facă goluri, să facă statistică. Și atunci prefera să stea aproape de careu și să intre în careu. Abandona banda asta pe unde juca și era comod. Adică a fost pur și simplu. Plus că mai am o nedumerire la Ronaldo. Ronaldo era un executant de lovituri libere incredibile. Deci Ronaldo când punea, era lovitură liberă la 20-25 de metri. El a venit prima oară cu lovitura aia de rist interior, ținut piciorul într-o parte așa, de se duceau mingile, nu știu, și dacă veneau pe mijloc cu porții erau greu de apărat. Și dintr-o dată a dispărut, n-a mai marcat. Aproape deloc nu mai marcat din lovituri libere. Și am senzația că nici nu mai vrea să marcheze. Pentru că dând de maniera respectivă, aici ok, poate să fie o mostră de inteligență, dând de maniera respectivă își forța foarte tare corpul și era frică să nu riște, accidentări. Că nu e ușor să lovești mingea de maniera aia. Bun, deci s-au zis destule și despre Cristiano și despre Benzema, dar zic că să mai continuăm subiectul, dar să-l abordăm altfel. Hai că n-am mai vorbit de mult despre Real și Barça, sunt ultimele etape, ultimele două etape. Rămânem pe două dueluri, dar o să vedeți ce dueluri vă propun pentru ultimele două etape din acest sezon, din La Liga și din Ola La Liga, pe data viitoare.